Pentru micuții de la grădiniță, personajele lui Ion Creangă din Ursul păcălit de vulpe au prins din nou viață. Dă și tu coada în baltă ca mine și o să ai și tu pește cu grămada să mănânci. Cu mătră, fii bună, te rog, și învață-mă cum să fac. Și uite așa, ursul a rămas din nou fără coadă, iar copiii au deprins povețe pe care nu le vor uita niciodată. Am înțeles că ursul a fost păcălit de vulpe. A înghețat apa și când a tras ursul tare de coadă, i s-a rupt coada. Păpușarii vin în fiecare lună la micuții de la grădiniță. Săptămânal au câteva ore în care uită de grijile cotidiene și urcă pe scenă pentru a distra cel mai exigent public. Ia să spui, ce ți-a plăcut ție din poveste? De ursul de pece. Ce-a făcut ursul? A prins pece. N-a prins pește și a pierdut coada ursul. Ți-a plăcut povestea? Da. Meseria de păpușar este una care se transmite din generație în generație, asemeni unui meșteșug în familie. E o meserie pe care mi-am dorit să o fac întotdeauna și întâmplarea a făcut că pot să o fac și mi se pare ceva foarte constructiv, educativ. Datorită acestui tip de reprezentare a poveștilor, ele rămân mult mai bine întipărite în memoria copiilor. Specialiștii susțin că teatrul de păpuși are un rol de formare în procesul conturării personalității copilului. Pe lângă interacțiunea actorului cu copilul, micuții socializează între ei și își studiază reciproc reacțiile.